chirurgie plastică îmi fac specializarea. Prima purcică ce am sacrificat-o anul ăsta s-a dus așa frumos în explorare și în partea de sus unde e platou o văzut purcei, cei doi purcei din mai. S-a dus la ei să vadă, să-i cunoască și vedem acolo dacă reușim și de data asta șmecheria asta. Nu, nu o să stea. Nu se strică. Du-te-mi gheata ta! Hai să vă... Hai să așteptăm cu ochiul, ha? Ai și tu un animal de companie care te urmează peste tot. Bună dimineața, dragilor! Pentru noi astăzi e o zi încărcată, pentru că tăiem un porc și am găsit o metodă foarte bună de a-l duce în sus, către casă, pentru că noi avem cotețele, adăpostul, aici în vale. Și mi-e foarte greu tot timpul să îl urcăm. Nu, uită-te la el! Să îl urcăm acolo sus, unde îl procesăm. De aceea am găsit o metodă foarte bună și prietenoasă, să zicem așa. Până acum îl sacrificam aici jos și ne chinuiam să-l tragem cu tractorul, cu calul, cu câte n-am încercat. Să-l tragem în sus, să-l putem procesa. Dar acum vom încerca să luăm cu frumosul purcica și așa după noi, cu un pic de iarbă, cu un pic de drăgăleală, o să o ducem în sus. Și sus, veți vedea de acum încolo. Uite-te la Măriu că acum se uită. Asta e scrofița care trebuie să o ducem în sus, așa-i? Și dus o foc. Ioi! Uite-se. Aha, da, păi da, tu ce-ai cam grăbit. O botă, numai o botă, să-mi dai și mie să... Îți aduc. Da, deocamdată stai să se liniștească, să vadă că nu-i niciun pericol încolo. Mere mici. Am luat buza asta pe mine să mă vadă. Ne. Asta ne. Dacă mă duc eu așa încet după ea. Nu ce mai, stop, că s-a oprit. Tura trecută ne-a fost foarte ușor, pentru că prima purcică ce am sacrificat-o anul ăsta s-a dus așa frumos în explorare și în partea de sus unde e platou o văzut purcei, cei doi purcei din mai. S-a dus la ei să vadă, să-i cunoască și vedem acolo dacă reușim și de data asta șmecheria asta, că atunci ai numai plimbare. Hai găsim un pic de iarbă bună. Thank you.
mâncare sau într-un vezi la măr. Hai. Du-te roată, du-te roată, du-te roată pe... Hai pun placata. Dacă orice este, uite-te la... Hai pe. Singură s-o băga. A început a scurma. Poate și scurma, că mult n-a scurma, că nu poate ajunge în America. Oare... În momentul în care se agită, va fi mult mai dificil. Dar n-avem ce face, că agitația trebuie să înceapă. Așa, hup! Dai-ne mișca! Mhm. Până o agiți. Nu ți-e frică! Du, ce-mi gheata ta! Hop! Uși, te-a părut! Nu mai dă! Dragilor, am fugărit purceaua asta până toată curtea, că după ce o sări de acolo afară, ați văzut, nu mai vreau să intre. Și atunci am reușit, am băgat aici într-un cotlon unde am avut noi iepuri și grăunțele în alți ani. N-am mai nici legat-o, pentru că aici e o cameră de 1,5 m x 1,5 m, am înțepat-o rapid și am sărit afară. Deci nici un sunet, un sunet a făcut, în rest nimic. S-a speriat un pic când am împuns-o, dar de atunci nu mai zice nimic, pentru că nici ea nu știe ce-o pățit. Așa, în surprindere și gata. Deci îmi zicea un prieten din zona Băii Mari că el așa sacrifică porcii. Și uite că ne-a ieșit și nouă de data asta, dacă nu vrut cu tehnica pe care o știam noi, încercăm cu cealaltă. Hai să-i dăm drumul să iasă afară. S-a așezat porcul pe frânghie. Doi, trei, și. Pe cât o poate greu să-l prindem și să-l încolțim? Atât de cum intre focul, s-a pus jos. Știi că ne povestea domnul veterinar din sat, că porcii odată ce au văzut că sunt într-un spațiu din care nu au ieșire, nu se mai mișcă din loc. Știi când venea să-i facă injecție, știu că da. Mi-au spus. Odată ce sunt într-un perimetru în care văd că se uită în jur și văd că nu mai au ieșire, ori să pun jos, ori stau într-un loc. Să liniștesc, să blochează. Da. Și așa s-a și întâmplat cu aici. Am văzut că n-are ieșire și gata. I-am pus un pic de lături. Am mâncat. Du-te casă. Acum nu mai pleacă nicărui porcă. Nu te schimbă-te. Da, eu nu știu, că face. Daniel, dragă, du-te și schimbă-te, că știu eu cât ești de ud. Cât îți eu de ud, atât ai și tu de ud. Du-te și schimbă-te, că răcești. Și apă e în una... Ce-ai?
Am avut eu și o vestă, dar nu știu cum unde mi. Ai bine, îmi place să stai tu lângă mine să mă duc. Știi? N-ai cu drag lucru. Ce, nu-ți place să stai lângă mine? Da, am treabă, o grămadă de treabă în casă. Ce treabă ai tu? Aici ai treaba cu porcul. Aici se lucră, ia. Cât e de treabă? Aici lucrezi tu. Până îl bagi, nu oale. Trebuie să-l punem pe cântar minte nașa. Vedem câte kilo. Fiecare, că te dau 100. Știi? Tu ce zici? Și uitându-mă la el, uitându-mă la tine. 150, 160. Da, tu nu vezi cât e ăsta de gros. Nu te da cu capul în umbrela asta, că ți se face cucui și așa e deformat de felul tău. Na, no, bine, am luat el tot. Un lemn. Adă-mi un lemn să-i pun acest sub picior. Vai, ce grijă ai tu de mine. Și ce am observat? Cu cât e mai căros porcul, cu atât se curăță mai ușor. Da. Primul strat de piele, că e bine mai gros odată, știi? Uh-huh. Opa. Dacă avea mai mult de pârjolite, da, învăța și mai bine. Da, câteva mii, așa-i? Păi da. Nu, no, lasă că bine ar fi. Mi ajunge un porc 2-3 pani de tăiat, că nu-i ușor lucru. Eu l-am distrus, Sofia. L-am prăjit cu exces de zel. No, hai, baby! Hai, bire! Mă lași? Ce? Tati, să fac. Vă lasă, dar... Dă-i aici. Asta. Încă nu sunt. Stai să cer din partea asta un geniu. Lasă, păi, dar păi termina. E două ori să dea cu cuțitul. Eu oricum nu vreau. Nu vrei? Hai, Sofia. Aici unde e mai greu, Sofia, fac eu. Și apoi aici că te burtă unde e mai greu, fac tu, bine? Bine. Eu comand aici, nu mama ta. Mama ta să-și vadă de pus vrei apă. Vrei să stau apă în... Hai, lasă. Amenințările nefondate. Da, uite-te ce frumos porc. Curceluș. E 190 și ceva de chile. Spre 200, aproape 200. Dacă 195, dacă scoatem lemnul acela de sfârșit. Vine, nu, tati? Uite, da. No, un gustaș și din șoric. Cam ăla cățe în sus. Îl tragem pe palanul ăsta. Ăsta nu putem rădică. Cam atât, au fost și celelalte la fel, nu au făcut mult la fel. Ia, bă, că-i tu! Gata! No. La fix! Adela, uite! Poți să și lași mine acolo. Nu îl las, că mi-l umple numai de sânge. Asta-l ploancă. Vezi că n-ai consimțământul lor să-i filmezi. Aici, pe procedură, să se vadă. Chirurg mă fac! Chirurg? Bă, ăsta-i de la morgă. Autopsie, vrei să spun. Chirurgie plastică îmi fac specializarea. Deci dacă nu știți cum să despicați porcul, aveți nevoie de un ferestrău de tâmplărie. Cu cât e mai bun, cu atât e mai ușor. Ia că e gata lucrarea. O jumătate.